În contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Mării Negre, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români evitarea oricărei deplasări în Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și, de asemenea, să ia în considerare părăsirea teritoriului acestui stat cât mai curând. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe sfătuiește cetățenii români din Ucraina, inclusiv reprezentanții mass media, să fie vigilenți, să evite aglomerările mari de oameni, să se informeze permanent din surse sigure, să-și ajusteze prompt planurile de călătorie în funcție de situația de securitate din zonă și să respecte reglementările stabilite de autoritățile ucrainene. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români aflați pe teritoriul Ucrainei să-și notifice coordonatele prezenței lor în Ucraina la misiunea diplomatică de la Kiev sau la oficiile consulare din Ucraina. Să nu treacă. Nu că rusul nu, eu sunt bătrână, am 71 de ani, eu la școală am învățat limba rusă și rusul cu două fețe. În față spune că nu vine, dar în dos atacă. Și toți românii să plece de acolo, că ne așteaptă zile grele. Dom'le, aceea este nenorocitul ăsta. Eu am fost și prin Rusia și prin țările astea. Nenorocitul ăsta nu mai are de unde suge, de unde să mănânce, de unde... Ei au terenuri mari. Așa sunt cu ocupația, să aibă mult teren. În situații ce ar necesita acordarea de asistență și protecție consulară cetățenilor români în peninsula Crimea, respectiv în zona de est a Ucrainei, în regiunile Donetsk și Lugansk, capacitatea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României este foarte limitată. Într-un fel, să o ocolească, pentru că noi suntem în NATO și nu avem ce să facem. Stăm la distanță. Mai bine stăm la distanță și ar fi trebuit să ne vedem de treaba noastră. Cetățenii români pot solicita asistență și protecție consulară Ambasadei României la Kiev, precum și oficiilor consulare de la Odessa, Cernăuți și Solotvino, în funcție de zona în care se află.